Bine ați venit la Porțile Nordului, dr. Mihai Gana și cu mine, Virginia Paraschiv. Vă prezentăm episodul al treilea din serialul Testamentul Filosofic. Testamentul Filosofic reprezintă un volum care cuprinde și dosarul de urmărire informativă obținut de la CNSAS printr-o cerere în anul 2013, l-am primit prin curierat în 2014. Batalionul de pedeapsă a apărut în 2012, deci cu 2 ani înainte de a avea acces dr. Ganea la dosarul său de urmărire informativă. Batalionul de pedeapsă cuprinde, printre altele, în acest volum, o novelă care a dat titlul întregului volum și despre această novelă autobiografică aș vrea să vorbim în acest episod, pentru că ea reprezintă un moment în care viața tânărului student Ganea Mihai putea să dispară definitiv în neant. Dar pentru început, pentru sensibilizare, cu acordul tău, dr. Ganea, vă rog să îngăduiți să citesc, în loc de alt preambul, un paragraf din Batalionul de pedeapsă. Apoi, atenția am fost atrasă de nechezat unui cal. Chiar în fața cazărmii, mărginită la stânga de o latură a pușcăriei, se afla o curte în care cineva biciuia doi cai care se împerecheau. Un sentiment ciudat și o senzație de scârbă puse stăpânire pe mine. Ce tablou nenorocit se oferea privitorilor de după ferestrele zebrelite ale cazărmii și pușcăriei. Am înțeles atunci că între cei care se ocupau de instruirea batalionului de Reca și cei care se ocupau de reeducarea pușcăriașilor de la Aiud, nu era nicio diferență. Toți erau în slujba patriei, iar noi, cei după gratii, și unii și ceilalți eram asemeni cailor care uneori trebuie biciuiți sau eutanasiați prin efort fizic și subnutriție, dar și înmulțiți pentru muncă. Un lucru nu înțelegeam atunci. După ce criterii se făcea selecția? Ce interes ascuns și nenorocit stătea la baza acelei selecții? Cine era cel care dicta și monitoriza mulțimea aceea de recruți condamnați la muncă forțată sub genericul unei apartenențe la o armă? Îl intuiam, era pretutindeni, era mereu în preajma noastră, era el partidul și reprezentanții săi militari. Partidul clasei și a țărănimii muncitoare, partidul comunist. Mulțumesc pentru încătuiță și răbdare, dr. Ganea. Spune-mi, te rog, am anunțat că este o novelă autobiografică. Ce căutai la Aiud? Povestește, te rog, așa cum ai povestit poate de multe ori unora și altora care au crezut că sunt povești, că sunt născociri, că sunt relatări ficționale. Și eu îți mulțumesc, Virginia Paraschiv, pentru că ai lecturat
frumos acel fragment și ne-am amintit într-adevăr din câte scene sau secvențe s-au aflat în filmul Batalionului de muncă forțată, cum îi zic eu, de la Iud. Tocmai secvența asta te-a oprit asupra ei și nu este pentru prima oară, te-ai mai oprit de câteva ori și mi-am dat seama că este o secvență oarecum dominantă, așa, ar putea fi chiar un generic pentru un alt film. Episodul cu acei cai, care reprezenta pentru mine, probabil, privind de la fereastra unui etaj superior de la acea clădire nenorocită, libertatea. Parcă vedeam pe câmp, alergând unul după celălalt, galopând în tot felul de ipostaze și nu închiși într-o curte, obligați într-un fel să se împerecheze, și, dar în același timp bătuți și îmi fugea gândurile spre alt film, cu Renfonda, și cai se împușcă, nu e așa. Deci, bine, este știut în lumea curselor de cai, atunci când un cal se nenorocește și nu mai este bun pentru scopul cursei, este împușcat în cap de obicei. Și, într-adevăr, mă simțeam așa, mai ales că în data, dacă întorceam privirea, vedeam spre curtea pușcăriei. Și unii și alții eram deținuți într-un fel, dar motivul pentru care stăteam acolo era cu totul și cu totul alta. Cum am ajuns? Nici eu nu știu. Eram student în anul 4, trebuia să trec la medicină și m-au luat de pe stradă un milițian din centru vechi în Baia Mare. Să precizăm că locuim în Baia Mare, da. Deci de aici de unde locuiam. Te-ai născut, da. Te-ai da. Crescut, te-ai dezvoltat. De unde am plecat la facultate. Și, exact. Da. Deci ai fost... Am luat de pe stradă, săltat, aveam la mine o mapă în care aveam un caiet studențesc. Probabil că vreau să merg sau am fost la bibliotecă, care era chiar în centru, Biblioteca Județeană, care e atât de frumoasă astăzi. Pe vremea aceea se găsea într-o clădire modestă, în centru vechi al orașului, și acolo gravitam eu. Dar am fost imediat, abia ieșisem în oraș, oprit de acel milițian, care m-a invitat să merg cu el. Și am văzut că zic, unde? Zice, aici, ce doi pași, și la comisariat. Deci n-am ce căuta acolo, fiindcă eu sunt student la medicină în anul 4, deci la curs. Bine, eu am dispoziție să te duc acolo. M-a tutuit de la început, mi-a zis Măigane, și cu Măigane am intrat în curtea comisariatului și restul descriu cu amănunte de rigoare în novela despre care ai făcut vorbire. O clipă. Memoria afectivă. Îți mai grăiește acum ceva despre ce ai simțit după ce ai fost introdus în curtea aceea? Sincer să fiu, dacă stau și mă gândesc așa bine, nu prea m-am speriat, în sensul că mă gândeam, sunt student, sunt... Voi face și eu armată ca orice cetățean al Republicii Populare Române,
Dar nu acum, pentru că noi făceam de obicei, după terminarea facultății, se făceau 6 luni și primeam niște grade. Deci eu cred că mai degrabă erai cuprins de nedumirire, ca nu cumva să fie o confuzie. Ca student nu aveai ce. Probabil, dar la unitate militară. Da. Și am văzut că era zi de recrutări, erau reprezentanți de la diferite arme, așa, și eu am fost repartizat spre o armă specială. Apoi mi-am dat seama... Să spunem, după ce ai fost repartizat spre o armă specială, da, te-ai trezit în tren. Sigur că acum nu mi-am dat seama că voi ajunge la armă. Aha. Pentru că, zic, dar... În momentul în care am făcut vizită medicală, cum se face, așa, cu tot felul de glumițe în socoteala noastră, așa că eram în pielea goală și deci se râdeau de noi. Identitate de acum? Ba, dar nu mai aveam identitate. Eram niște nuduri ambulante care ne... Mișcam acolo ca într-o mișcare brauniană, într-o curte, pentru niște birouri, pentru niște încăperi mai mari, mai mici. În fine, la un moment dat am fost invitat să mă îmbrac și mi s-a pus în mapă, că am văzut că toți aveau valize de lemn. Eu aveam o mapă. Deci ceilalți erau pregătiți. Veniseră cu țâdule. Tu ai fost saltat fără preaviz de pe stradă, probabil am fost vânat mult timp, s-a căutat momentul, în fine. Până la urmă, uite, momentul s-a consumat, iată-mă cu mapa în care mi-a îndesat o jumătate de pâine neagră un militar și o conservă de costiță de fasole, de costiță de afumată cu fasole. Și băgată într-o culoară și dus la gară. Gara era, acum a mai rămas din ea doar turnul de apă în centrul nou al orașului. Și așa mai departe descriu eu acolo cum m-am trezit. Dar ceea ce este interesant, dragă Virginia Paraschiv și dragii mei privitori, ceea ce este interesant că la ora actuală, după o carieră, zic eu, destul de împlinit, în sensul că am fost medic primar, chirurg, am trecut și prin tot felul de examene, de chestii, inclusiv doctorat și așa mai departe, după toate aspectele am trecut, așa, în cadrul universitar, tot, eu am un livret militar de soldat. Nu cred că există în România, la ora actuală, sau în Europa, un medic primar, chirurg, cu toate titlurile mele și universitar și tot ce dorești, un intelectual, cum zicea capitanul care îmi jura că mă va căpăci, că este cu un livret militar de soldat. Eu sunt soldat neinstruit, deși am făcut instrucția corespunzătoare armei la care am fost dus. Am fost dus la Căi Ferate. Deci, acolo... De ce căuta un doctor la Căi Ferate? În 21 de zile învățai cum să tragi cu arma, cum să dai onorul, să faci niște mișcări specifice soldatului, așa, de culcat, adăpostit, salt înainte, marș în dreapta, marș în stânga, dar să facem niște cipoduri din lemn și pe care trebuie apoi aruncate în aer. În caz de război, trebuia să faci și... Cum arătau colegii tăi, confrații tăi? Confrații mei erau de... o adunătură pestriță din toate punctele de vedere. De la ciobani coborâzi-vă piscurile munților cu bătături la baza policelor, apoi am aflat că acele bătături sunt de la mulți oilor, cu bățai mulți, mii și zeci de mii de oameni. Da, aveam mâinile alea speciale de mulgători de oaie și de îngrijitori de oi, de la ciobani aceștia, și care știau pentru ce sunt acolo și își doreau să treacă repede acei 2-3 ani cât trebuie să facă, pentru că există în cutumele astea maramureșene, era pe vremea aceea ideea că dacă
n-ai făcut armată, nu ești om și nu ești bărbat. Și ei au grăbit să ajungă bărbați. Așa că aveau la dânsii valizele de lemn pregătite și multă pălincă. Și în afară de ceva. Apoi erau tot felul de țigani. Așa le zicea atunci, acum le zice altfel. Țigani, dar se vedea din ăștia care chiar se lăudau, care cât o stat pe aici, pe acolo, pe la pușcărie, deci erau fost deținuți de drept comun sau, așa, poate și viitor, dar îi scăpa armata. Așa, și cu care gradații care ne păzeau acolo se purta frumos, fiindcă țiganii aveau bani. Așa, cât eu fi ținut bani și până la unitate. Apoi erau din ăștia, zis, malagambiști. Adică îmbrăcați, mai ciudat, că pe vremea aceea trebuia să ai un soare după model de utecist, de tânăr comunist, pantalonii evazați ca după modelul sovietic, purtau cei din, știu eu, corpul de elită sau de gardă armate Uniunii Sovietice la defilare, erau foarte evazați sau marinari sovietici. Așa, și dacă te prindea chiar și pe stradă miliția cu pantalonii strâmți, era chiar etalonul 21-22 de centimetri. Ferească Sfântul la 18 centimetri, te sălta, te ducea, ți tăia, îți făcea nu știu mai ce și îți dădea și o bătaie bună ca să știi de frică și să nu mai umbli cu pantaloni în aia. Așa și pantofii Malagamba. Malagamba era, după modelul, era baterist Sergiu Malagamba, pantofii care aveau talpă groasă de dimensiunea două volume de ale noastre de pe masă. Deci era pantofi care te făcea mult mai înalt, dar nu tocul, ci toată talpa era deci la grosimea respectivă. Deci, pantaloni, pantofi, Malagamba, nu mai vorbesc de păr, că dacă aveai plete, erai tuns frumos. Și, bineînțeles, bătaia de rigoare care se cuvenea să fie administrată oricărui malagambist sau tânăr care dorea să... Tu erai malagambist? Eu nu eram malagambist. Încerc să pricep măcar un motiv. Nu puteam să fiu, fiindcă eu eram elev, am fost elev la Gheorghe Șincai, apropo că am auzit că se împlinesc 100 de ani, dar de ce de-al de noi nu sunt invitați la ceremonie, pentru că noi am fost împotriva partidului și că eram și împotriva Tăvărășului Ceaușescu și se pare că numai cu girul securității s-a fost un activ de partid și astăzi, în 2000, cât suntem 19, la 100 de ani de la centenarul... La 100 de ani de la înființarea... De la înființarea liceului Gheorghe Șincai de Baia Mare, de-al de noi nu au ce căutau. No, hai să nu... De-așa cu livrei de soldat neinstruit. Hai, da, hai să nu anticipăm. Pare foarte rău. Încă n-au început ceremoniile. N-au început ceremoniile, dar... Dar vreau să spun pe această cale... Dacă se va întâmpla, să vă fie rușine, tovarăși. Dacă se va întâmpla. Deocamdată nu s-a întâmplat. Ne întoarcem la anii 1900. Dar la aia de la armată pot să le spun, să vă fie rușine, chiar și ministrului armatei române de la ora actuală, că mă ține în viață încă ca soldat neinstruit. Un om de, cum să spun, categoria mea sau de specia mea, pot să constitui și eu o specie de medic primar, chirurg și cad universitar cu livre de soldat neinstruit? Nu. Dar, în fine, că tu m-ai provocat, Virginia. Da, te-am provocat. Ar trebui să mă liniștesc și să mai răspesc dosarul. Nu trebuie să te liniștești, că tocmai am citit ca să fii însuți în vervă, să vadă telespectatorii, prietenii și neprietenii tăi, detenta ta, chiar cu umor, asupra propriilor represalii făcute asupra ta. Deci, hai să o luăm metodic. Adunarea de recruți cu care te-ai însoțit în tren era pestriță. Da, bun. Foarte pestriță. Pestriță. Bun. Nu, putea să fie o întâmplare, o eroare materială. Să zicem, ai ajuns la Aiud. Asta vreau să spun.
Asta vreau să punctez. Avem, eu am alături de mine și dumneavoastră aveți în față o persoană, un om, care a servit aiudul. Ce regim avea batalionul tău? Pentru că poartă titlul volum, batalionul de pedepsă. De ce de pedepsă? Pentru că ulterior am aflat din însemnările lui Loli, de care am vorbit în sezonul trecut, sau emisiunea, episodul trecut, da. Eu le zic, e sezonul, că am așa să bobinuiește. Bine. Urzeala tronurilor. Da. Bine, deci trece. În sezonul 2 am vorbit despre Loli. Am aflat de la Loli și în însemnările lui că eram cei cu dosar. Și pentru că maiorul Oprea, așa-l chema pe tovarșul maior, care se ocupa cu recrutările, i-ar fi spus lui Loli, zice, a fost trimis, l-am căpăcit, l-am trimis la un batalion special, nu, l-am trimis în armată cu un dosar special. Deci, Virginia Parasiv, acolo, o parte din acei recruți erau cu dosare speciale, pentru că erau printre ei acea copii de chiaburi, erau copii de intelectuale de marcă, așa, care, nu știu, printr-un accident stupid, politic în primul rând, au ajuns apoi indezirabili. Da. Și pentru că ulterior am aflat așa, că și fratele meu mai mic, cu 4 ani jumate, a fost și el incorporat și a făcut 2 ani de armată la o unitate tot de muncă forțată la Gura Honț, în localitatea Vârfurile, la carierele de piatră de acolo, în Munții Zarandului. Și deci eram copii cu... Copii pictați. Pictați, cum s-ar spune. O secundă. Da. Ți-a venit în minte spontan, chiar că da. Spontan, cazuistica centenarului liceului Șincai, anticipând cumva marginalizarea ta din ceremonia fastoasă care se anunță. Dă-mi voie să citesc ceva. Apropo de liceul Șincai. Citez din batalionul de pedeapsă. Vă mai amintiți voi cei din generația mea de Pavlin Morozov? Nu? Ați uitat? Păi atunci să vi se scoată amândoi ochii. Parcă așa spune proverbul acela rusesc. Cine va aminti de trecut, să-i se scoată un ochi. Iar cine îl va uita, să-i se scoată amândoi ochii. Eram în clasa a 5-a, când tovarășa profesoară de limbă rusă, tovarășa Oros, ne vorbi despre copilul erou Pavlin Morozov, cel care, cu prețul vieții, și-a denunțat tatăl la securitate. Și acum îmi amintesc cum tovarășul instructor de la unitatea de pionieri de la școala medie numărul 1 din Baia Mare, azi, Colegiul Național Gheorghe Șincai ne-a recomandat să urmăm exemplul sovietic de a ne denunța părinții reacționari la miliție. O clipă. Deci, tovarășul instructor de la unitatea de pionieri, școala medie numărul 1 din Baia Mare, azi, repet, Colegiul Național Gheorghe Șincai. O secundă. Mă întreb, și numele tău mă întreb, oare ceremonia de centenar va cuprinde și perioada neagră a istoriei școlii românești, reflectată și în lăuntrul liceului Șincai? Nu. Mă închipui că va fi... Nu, eu întreb cu da sau nu. Da sau nu? Nu. Mergem mai departe. Lumea o să, și privitura ar putea să spună,
Cum ce colegiul avea gimnaziu? Da. Deci, așa, e bună, deci, e bine că pionier la liceu, da, da. Liceul Gheorghe Șincai avea și gimnaziu. Eu am făcut primele clase la școala numărul 1 și din clasa a 5-a, a 6-a și a 7-a am trecut la Gheorghe Șincai, care astăzi este Colegiul Național. Atunci era școala medie numărul 1. Din câte mi-amintesc eu, cred că era singura pe zonă. Nu cum acum sunt 20 de licee, 30, nu știu câte sunt. De vremea mea era numai unul. Greu ajungeai la el. Greu, că era școală de mare, da, selecție. Bineînțeles. Absolvenții de Gheorghe Șincai din generația mea. Intelectuale. Da. Bun, de intrat a intrat. Merită felicitări. De intrat a intrat într-o școală de elită. Permis să întreb, cum a fost absolvirea colegiului? Merită să ne întoarcem un pic în timp. Înainte de a fi student. Colegiu sau liceu? Liceu. Da. E cu liceu, iar a fost, pentru că în ultimul an de liceu... Aici am vrut să ajung. În ultimul an de liceu a fost arestat tata. Așa? Așa. Și niciodată n-am știut pentru ce, dar știam un singur lucru, că o subunitate de securitate au găsit, mutându-se întâmplător într-o fostă locuință de-a noastră, au găsit la rădăcina unei teracote pe care au dărmat-o ca să o reconstruiască, pozele regelui și a reginei, regelui Mihai, regina Elena și a mareșalului Antonescu. Bucurie mare! L-au înhățat imediat și toată viața tata a suferit din cauza asta, deși s-a jurat și mi-a spus și mie și dragul moții că nu le-a ascuns el, nu le-a ascuns cineva. Da. Dar apoi când mi-ai spus tu de grupa S, apoi mi-am adus aminte de pozele lui tata și majestății, așa și că grupa S ar fi putut să fi plantat ele acolo, aceste dovezi împotriva lui, ca să-l căpăcească. Cum ai dat cum ai terminat? Am fost, bineînțeles, și eu ies matriculat. Așa, aici te vreau să vezi că înainte de a fi săltat de pe stradă ca student la medicină, da, deja fără voia ta, prin tragedia familială, da, erai deja într-un... Acum nu știu, că n-aș vrea să... Nu mi-amintesc și nu văd de ce mi-a scot mânii memoria pentru chestii din astea, zic eu, banale. Nu știu, m-au matriculat sau cum să spun, pur și simplu ai abandonat. Am plecat eu pentru că m-am trezit la un moment dat. Am fost învățător în Maramureș, la Palele Petrosului, într-un cătun. Am fost vreo 3 ani învățător și acolo m-am pregătit pentru a-mi da examenul de, cum se spune astăzi, bacalaureat, așa, și imediat de intrare la facultate, unde, într-adevăr, când m-am dus, am fost vreo 80 pe un loc. Aici am luat, deci, calitatea ta de student la medicină, era o calitate extraordinar de înaltă, o calitate, da, înaltă. Și te-ai trezit acum. Oamenii cu care erai acolo n-au nicio vină, erau oameni cu subpregătire. Dar ce, mai era vreun intelectual în batalionul? Nu. Nu. Nu, toți erau săraci de cum, cred că toți aveau dosare de ceva. Bă, la de cheia burde, nu știu mai ce. Da, se poate. Nu, bine. Cum ai perceput tu? Și erau din ăștia sectanți. Săracii de ei. Săracii, erau ăștia martorii lui Jehova, n-aveau voie să jurau că nu pun mâna pe armă. Nu nimic, apătând în copa a putut să pună mâna nimic. Și acum li se zice sectanți, de fapt să neoprotestanți sau protestanți. Da, în fine, eu atunci, pe vremea aceea, eu spun, gândesc și spun și mă exprim cum era pe vremea aceea. Ăștia erau reca, erau recruții. Și mi-am amintit de șorjeniță cu zeci. Zeci, cine era zeci?
Ăla, Zeicu era un fel de reca de al meu, din cartea mea. Eu definesc mai limpede, da, și mai clar, da, și mai precis că între reca, da, de acolo,